Salutare și bun găsit! Numele meu este Andreea și astăzi vom lucra acest proiect împreună, un tăuraș, foiuri de tăuraș drăguț. Să ne apucăm de treabă, zic! Spor să aveți! Pentru proiectul de astăzi vom folosi următoarele materiale, aceleași materiale de la Wolans Bunny Baby, un fir care mie îmi place foarte mult să lucrez. Iar culorile sunt următoarele, acest gri, ei spun un gri petrol, este culoarea numărul 30. Prea se mai vede că s-a cam șters. Acesta este un verde, culoarea este 32. Ok, un roz, nu ne va trebui foarte mult, puteți să folosiți și altă culoare, eu am folosit roz, culoarea este numărul 4. Ok, și alb, care va fi culoarea principală, codul este 01. O croșetă, croșeta numărul 4. Un ac mare, un ac mic, ochi cu sistem de siguranță, eu voi folosi pe aceștia, ca diametru au 20 de milimetri, adică 2 cm. Ok, și umplutură. Și să nu uităm de farfecă. Ok. Să ne apucăm de muncă, zic. Bun, avem un picioruș, mânuță și ureche deja lucrate și pentru asta ne va trebui roz pentru ureche, dar nu știu, puteți să faceți urechea cu albastru sau cu verde sau cu ce culoare doriți. E musai să folosiți culoarea roz. Bun, începem cu mâna. Și începem astfel. Firul este foarte, foarte moale, acest fir verde. Doi ochi de lanț. În primul ochi lucrăm 6 piciorușe scurte. În inelul magic închidem, închidem, dacă reușim să mai strângem, să vedeți, foarte mare firul. Ok, un ochi de lanț și începem cu dubluri, da? 1, 2, dublăm, da? 12 piciorușe scurte până la sfârșitul rândului. 5, 6, bun, 12. Punem marcatorul și în următorul rând voi lucra așa, un picioruș scurt, o dublă, ops, deci un picioruș scurt, o dublă, iar la sfârșitul rândului voi avea 18 piciorușe. Da, numărăm până la sfârșitul rândului. Bun, 18. Acum voi lucra 3 rânduri cu 18 piciorușe. Primul rând îl lucrez pe spatele ochiului. 18 piciorușe pe spatele buclei, deci în spatele lucrului lucrez 18 piciorușe, da? 2, 3 și merg așa tot rândul pe spatele buclei, da? Pe spatele buclei. Bun, încă două rânduri, da? Cu două piciorușe, cu piciorușe scurte, 18 la număr fiecare rând, da?
Următorul rând, un piciorul scurt și o scădere. Da? Și la sfârșit vom avea 12 piciorușe. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și 12. Bun. Ok. Schimbăm culoarea. O mână este de o culoare și o mână de culoare. Deci a avut o mână gri și o mână albă. Da? Și acum continuăm cu alb. Lăsăm firul mai lung. Și o să vedeți de ce. Atât, cred că e suficient. Firul în fața lucrului, cel pe care îl lăsăm și lucrăm pe spatele buclei. Da? Tot rândul, 12 piciorușe scurte. Și acum voi lucra încă 6 rânduri, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, da. Încă 6 rânduri cu câte 12 piciorușe. Tai firul verde, că nu mai am nevoie de el. Hai. Okay. Iar firul alb pe care l-am lăsat aici în față, îl iau și lucrez pe fața buclei. Da? Pe fața buclei lucrez. Pe toate buclele câte un picioruș scurt, da? Deci în total vor fi 18 piciorușe scurte. 3. Cum spuneam, este foarte, foarte moale firul. Am nimerit un lot în care firul este foarte moale. Să ascundem firul întreg înăuntru. Ok. Bun. Acum să umplem mânuța. Dăm o formă frumoasă la bază. Am două rânduri și mai lucrez încă 4 rânduri și gata mânuța noastră. Deci încă 4 rânduri de aici încolo. Bun. Am făcut și cele 4 rânduri, deci în total avem 7 rânduri. Da?
7 sau 6, 7 parcă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rânduri în total. 7 rânduri. Umple mâna, nu până sus, da? Îi lăsăm un pic de spațiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 am făcut. Ok, la ce n-am făcut cu un rând? În plus? Da. Ia să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nu, 7 am făcut. 17, 8 le închidem. Bun. Ok, lipim cele două. Mere și atunci. Ok, mâinile noastre sunt la fel. Ok. Bun. Piciorul. Cam tot în inelul magic. 6 piciorușe, dar lucrăm așa. Ok. Două ochiuri de lanț și în primul ochi facem 6 piciorușe. Șase. Și dublăm, da? Fiecare picioruș câte două piciorușe, în fiecare ochi câte două piciorușe scurte, la sfârșitul rândului vom avea 12. Următorul rând vom avea un picioruș scurt, o dublă și la sfârșitul rândului 18 piciorușe scurte. Un picioruș dublă, tot rândul. Bun. Următorul rând, două piciorușe și o dublă. Și la sfârșitul rândului vom avea 24 de piciorușe. 5, 6, 23 și 24. Bun. Următorul rând, lucrăm pe spatele buclei, 24 de piciorușe, da? Pe spatele lucrului. Încă 4 rânduri. Încă 3 rânduri, deci în total vor fi 4 rânduri, 3 rânduri cu câte 24 de piciorușe. 3 rânduri, încă 3 rânduri. Bun, am făcut 3 rânduri. Voi mai face încă un rând, da, cu deci în total sunt 5 rânduri cu câte 24 de piciorușe. Primul rând îl lucrăm pe spatele lucrului și apoi încă 4 rânduri normale. Următorul rând, 2 piciorușe și o scădere. Da, piciorușe, scădere.
Și la sfârșitul rândului vom avea 18 piciorușe și o scădere. Schimbăm culoarea. Culoarea alb. La fel, lăsăm o mare parte, un fir mai lung în fața lucrului. Da? Și voi lucra pe spatele buclei. 24 de piciorușe. Pardon, 18 piciorușe. 3. Acum, pe acest picior eu voi crea și o pată, să vedeți imediat cum. Bun, următorul rând, 18 piciorușe, da? 1. Okay. Cu gri voi crea o pată, deci voi face așa. 4 piciorușe cu gri. Firul alb îl trag după mine. Patru. Și voi continui să lucrez cu alb. Restul. 4. Ok, 4. Bun. Voi lucra 6 rânduri, deci am 2 rânduri. Trebuie să mai fac încă 4 rânduri cu câte 18 piciorușe. Asta e rândul 3. 4, 5. Și aici schimb culoarea cu gri. Să lăsați un pic firul mai larg ca să nu strângă lucru. Da? Și lucrăm 1, 2, nu uitați de firul alb să trageți, 3, 4 și ultimul schimbăm culoarea. Continua. Bun. Rândul 4. Ei.
4, 5 și intru în gri. Da? Și ok. Și o să am doar 1. 2. Iar în al treilea schimb culoarea. Rândul 5. Mergem normal cu alb. Bun, las un pic lucru aici, lucrez în partea de jos, da? Unde am lucrat pe spatele lucrului, acum lucrez pe bucă din față, 18 piciorușe scurte, tot rândul. Bun, deci am 1, 2, 3, 4, 5 și încă un rând. 18 piciorușe. Acum am rândul următor, un picioruș, o scădere. Iar la sfârșitul rândului vom avea 12 piciorușe. Bun. Mai adăugăm. Iar acum scădem și vom avea 6 piciorușe scurte la sfârșitul rândului.
piciorul alunecat. Tăiem firul. Tragem. Dacă reușim să mai punem ceva în pătura. Fingă mică asta mică aici. Să intre cam greu. Dar până la urmă intră. Ok. Luăm acul. Scoatem asta dacă nu mai avem nevoie. Și totuși, de obicei și mai mic. Țăgelași rânduri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok. 10, 10, ok. Bun. O să închidem. Și bucla din față. Deci băgăm acul prin bucla din față a fiecărui ochi și strângem bucla din față și strângem. Bun, am terminat și cele două piciorușe. Firele, dacă nu sunt la fel, putem să riscăm să ne iese un picioruș mai mic și unul mai mare, de aceea le putem modela astfel încât să le avem cam la aceeași înălțime. Bun, vă spuneam când am pus picioarele că se pot pune și articulații, așa că am desfăcut un picioruș pentru a putea pune articulații, să vedem cum iese. Așa că vom modifica piciorul și vom face 5 rânduri, 1, 2, 3, 4, 5 rânduri, da? Și din al 5-lea rând lucrăm astfel, 4 piciorușe scurte, 4, și o scădere, iar la sfârșitul rândului vom avea 15 piciorușe. Da? Deci 1, 2, 3, 4. Bun. Următorul rând. 4 piciorușe, o scădere. Trei piciorușe, o scădere. Și la sfârșitul rândului vei avea 12 piciorușe, da?
Ups. Bun. Să umplem piciorul ușor. Avem 12. Acum voi face două piciorușe și o scădere, să nu mai facem una. Unu, două piciorușe, o scădere și la sfârșit vom avea 9. Bun. Acum articulațiile sunt formate din 3 piese, da? Una, două, trei. Astea sunt articulații. Ăsta, da, îl vom pune, îl poziționăm aici, să vedem cum punem lângă corp. Asta vreau să vină așa. Da, atunci îl voi pune aici. Deci în al doilea rând, de sus în jos, da? Aici și vedem. Poziționez aici. Ok. Introduc și umplutura, da? Asta. Și stabilizez, o să fie un pic mai greu de lucrat pentru că e prea mic spațiu. Iar în următorul rând voi face un picioruș, o scădere, da? Și ne rămâne un picioruș și vom avea 6 piciorușe și o scădere. Un picioruș. O scădere. Bun. Și atunci îl voi poziționa aici și voi pune și articulația, vă arăt imediat cum. Așa, punem articulația acum. E un pic complicat, dar vom reuși. Deci, întâi se pune partea albă, pe care siguranța. Va intra foarte greu la început, da, a intrat, se mișcă și acum va ține mult mai bine decât dacă îi coase, părerea mea, da, deci așa, pus pe rândul acesta. Fiți foarte atenți. Nu cumva să puneți un picior mai sus și unul mai jos, că va fi greu să desfaceți articulația, aproape imposibil odată pusă.
Asta o să mai avem nevoie mai încolo. Hai să facem urechea. Ok, începem cu alb. Două ochiuri de lanț. Nouă piciorușe în al doilea, în primul ochi. 3 4 5 Asta încă nu pun. Bun. Dublăm la fiecare picior ochi, câte două ochiuri, 2, 3, 4, în următorul îi face un picioruș, o dublă și vom avea 27 de piciorușe la final. Nu tăiem firul, îl lăsăm așa, facem un pic mai lung. Ok. Și cu roz vom face același lucru. Facem 1, 2 și avem 8 piciorușe, da? De data aceasta 9. Dublăm. Și acum un picioruș și o dublăm. Alunecat, tăiem firul, ok, scoatem asta că nu mai avem nevoie de el. Unim cele două roze ale noastre și lucrăm. Așa. Invers. Pic mai complicat până găsim secvența. Ok, da? Și lucrăm tot cercul.
Bun, acum vom face coada și vom începe cu inelul magic. Tot la fel voi lucra. Două ochiuri de lanț și din al doilea, în primul ochi facem 5 piciorușe. Închidem. Ok. Iar acum voi lucra doar 5 piciorușe în fiecare ochi, câte un piciorul scurt pentru 7 rânduri. Ce a făcut rând? Asta e al doilea. Și mai fac încă 5 rânduri, da? Cu câte 5 piciorușe scurte. Încă 4 rânduri. Bun. Închidem. Nu umplem coada, că e destul de mică. Da? Doar 2 ochi de lanț. 2 piciorușe scurte, pardon. Ok. Voi face așa ceva. De o prima dată gri. Și cu gri încep să fac. Să nu fie nici prea lung. Ok. Una.
Cam așa arată coada.